Tot mai mulți români încearcă să pătrundă ilegal în Statele Unite. Potrivit autorităților americane de frontieră, luna trecută peste o de conaționali au fost prinși. Aceștia spun că au fugit de teama lui Putin sau că sunt persecutați în țară. Majoritatea veneau din Mexic. Specialiștii se așteaptă ca numărul lor să crească, mai ales că mai nou românii spun că fug pentru a scăpa de o eventuală invazie a lui Putin. Sunt mii de oameni care își riscă viața zilnic în încercarea de a ajunge pe așa numitul Tărâm al Făgăduinței. Tot mai mulți își duc cu ei și copiii în această cursă nebună cu un final incert. Riscurile sunt enorme. Este o călătorie extrem de periculoasă, asta tot spunea mereu: că oamenii sunt jefuiți, violați și chiar uciși pe tot acest drum până în Statele Unite. Este dificil de spus ce se întâmplă cu fiecare caz în parte. Odată ajungi aici, dar cei mai mulți mulți dintre ei sunt întorși din drum, sunt expulzați din Statele Unite, a declarat președintele Asociației Avocaților Americani de Imigrație. Dacă scapă cu bine de traficanții de persoane, urmează traversarea râului Rio Grande cu o barcă gonflabilă. În final, cei mai mulți sunt prinși de polițiștii de frontieră și trimiși înapoi. Se vede că 2022 are toate șansele să bată recordul de anul trecut. Deja în fiecare lună s-au înregistrat valori peste cele de anul trecut și au culminat cu mai mult de 1100 de imigranți ilegali români depistați în ultima lună de raportare, adică aprilie. Avem așadar până acum un total de 4500 de români prinși, aproape câți au fost în tot anul trecut. Cei mai mulți dintre cetățenii români care aleg să ajungă astfel în America sunt de etenie romă, pun surse americane, după ce sunt prinși ei cer azil pe motiv că ar fi persecutați în țară. Mai nou însă spun că au fugit din România de teamă că put Tine ne-ar putea invada.